Ia uite, bă, băiatule, că o trebuie să vin de la mare să facem campania. Nu știu ce se întâmplă cu luna iulie, că suntem tot o surpriză. Ați apărut voi la mare neanunțați, acum s-a întors Ana acasă și noi nu știam nimic despre asta. Noi o lăsasem la mare. Adelina plecase că avea ceva treabă cu câteva zile după noi și Ana mai avea de petrecut, nu știu, încă vreo 3-4 zile. Te-am trezit cu ea la birou peste noi într-o zi în care, îți zic sincer, nu prea aveam nici chef de muncă foarte tare. E cald, e situație, zăpușala asta, toată lumea e în concediu, dai un mail, ți se răspunde după 3 ore, după 5 ore, a doua zi, nu-ți vine. Și numai bine, ne strânsesem la o limonadă și făceam tot felul de planuri și de discuții, când, ce să vezi, uraganul Katrina intra pe ușă. Exagerez că n-a venit agitat, a venit chiar bine. Oare va fi greu? Dar tu ce faci? Dar după cine cauți? Nu erai la mare? Păi am venit să ne facem campania, m-am oprit la cumpărături și am venit să muncim și văd că voi munciți abitir și asta la altă vă ține insomnul și ea muncește mult. O venit de la business ei la nostru să facă... A zis că era paci întrecere și a intrat pe la noi să ne pună o piesă. Nu minți că ea nu face din că astea. Că ea acum a descoperit ea nu pune piese. Dar ce prostie. Nu o băga pe ea. Că voi doi sunteți nesimțiți. Bă, eventual cel mult o veniți să vă zică ce mai face să stea la o cioacă, că ea n-are. Nu, ca și dansat, a stat în picioare, că a zis că nu poate să așeze cu costumașul ăsta jos, că trebuie să stea să facă așa. Așa ai făcut, mă? Taș, mă, iar proiectez pe mine. Așa ai făcut, mă? Da. Eu da. Vorbesc aici la televizor numai lucruri de calibru despre tine și... Foarte bine faci, că așa trebuie și așa... Păi da, da, dacă tu, de fapt, pe cameră te ridici în picioare și faci... Așa ai făcut, că uite omul ce zice. Păi eu te întreb, așa ai făcut. De tine vorbeam că am zis că... Și vreo mare dansatoare în viață. Că ești la mare, că te mai relaxezi două zile. Q&A. Meanwhile. Păi nu pot să mă relaxez că mi-ai scris că trebuie să mă întorc de urgență. Da, păi de urgență putea fi luni, nu astăzi. Spune tu cum să vii tu de la mare și să te trezești aici cu... Nu era neapărat mare petrecere, dar nu făceau nimic. Era muzica tare, aia la altă venise că tot timpul vine că e aproape de casa ei biroul meu și bagă bățul în gard la ăștia doi să râdă, să facă numai porcării. Și ăștia... Pe sistemul când pisica nu e acasă, șoarecii dansează pe masă, că-s trei șoricei. Nu-i văzuși. Păi ai zis că avem clientul de făcut. Eu sunt un om serios. Ai venit Close și ca shopping, tași din gură, că acum m-am prins. Close am avut vreo șustă pe aici, în oraș, pe la vreun magazin. Nu mai pot, trebuie să mă duc la mare peste tot, numai cu dinastia, nu mai pot să mă dezgolesc. Că scriseseră azi dimineață că-s bătută. Cine? Cine să te bată? No, cine să mă bată pe mine acum, no? Unde? Că tu fugi numai când te uiți la mine în ochi. Exact. În ochii aia de Bambi, nu știu ce să zic. Lasă că scapă răscântei când vreau. Tu ce râzi, grăsime mică? Gata, fugi. Așa e da, scriptul. Da, da. De când mă știu, toată viața mea am renunțat la vacanță pentru treabă. Nu fac un titlu de glorie din asta și nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta, nu zic că e bine sau e rău. Pur și simplu așa sunt eu. Nu cred că în anii care vor urma, acum nu știm nici economic ce vine pe noi, știi tu cum e, că până la urmă foamea te transformă. Nu că o să trăiesc eu vreo foame, dar la mine dacă scadă un barem, e gata, mă ia panica. Dar dacă o să fie ca toți anii vieții mele, probabil că nu o să mai fac asta atât de des. Deci mi-am luat niște porostii. Hai să facem campanii noi, că avem de făcut lucrarea aia ca să plec înapoi. No. Mai am o întâlnire de la 2 la 3. Nu, stai să-și termine și fata asta, băutura, limonada. N-am scos-o afară, pe femeie. Că nici n-a apucat să termine piesa asta de dansat. De unde ai apărut, nu știu. Nu-ți mai bate joc, că nu dansează pe la televizoare în fustă scurtă. Hai să râzi.
Mai cătinaș, tu vezi ce zice omul ăsta cum te calomnează de matinal? Ea se la matinal, dar la emisiunile de noapte. Nu mă face să râd, mă! Râd cu bustiera. Nu e adevărat, eu am încredere în ea. Eu n-aș avea până la capăt. Nu, vezi că tu, Cati? Vezi tu, Cati? Vezi tu și numai pe mine mă porcă-i, uită-te! Mă, Claudiu, aveam încredere în tine. Păi stai, păi că nu eu n-aș avea până la capăt. Nu, Cati. Nu, deci n-am. Ai. Dar nu până la capăt. El zice să ai. Eu n-am până la tu capăt. Tu n-ai capăt. Da. Păi, pentru că... Ne bucuram de limonadă și speram să se mai răcorească toropeala asta de iulie. Mă întorc. Nu veți scăpa de mine. Cine? Cătălin? Să câte, să văd cum le iau și pe ale. Dacă... Mă întorc. Cheile. Faceți discotecă pe când venim. Păi tu le-ai luat. Păi le-am pus înapoi. Faceți iară discotecă, că plec. Când pisica nu e acasă. Băieții cu Căti joacă pe masă. Joacă pe masă. Da, dans. Știi cum ei sunt niște nemernici care au senzația că dacă o joacă un pic cu mine, după ce i-am prins cu petrecerea, dacă o joacă pe seriozitate, eu ieși și cred că parcă eu nu știu ce am crescut. Ei distruși numai după distracție, înțelegi? Dar hai că vine pușa să fim un pic serioși. Eu știi ce-i bă, nu-i că fac, când ești așa serioși. Cred că scriu pe WhatsApp unul altuia, știi? Unul de la un birou, unul la altul. Serios. Ce copil drăguț și micuț, mă! No, nu-mi răspunde, să văd, n-ai căpușă, nu? N-ai. Doamne! Ce frumusețe de pisică, superbă și mică. Mă rog, semi-mică. Un pic mai mare. Mare chiar. Exagerat. De mare. No! Sunteți în liniște mormântală sau sunteți la silent party acum? Nu mai suntem, sunt numai eu. În ce sens? Gata, i-am hâșuit. Păi da, după ce ne-ai stricat aici petrecerea... L-am stricat petrecerea într-o zi de lucru. Păi cine dracu... Eu numai joburi din astea aveți, voi v-au pus Dumnezeu mâna în cap și nu știți. Voi vă distrați, fă, ca la discotecă. În ce zi azi? Ce zi vrei tu să fie? Zi mă, în zi joi, în pui mei miercuri. Voi de miercuri până la 3 sunteți la petrecere. Au venit și aia să se fuție pe aici printre voi. Am zis și noi că ești plecată, că facem și noi aici o limonadă, o ciocolată, o lucrare, că o dansăm pe Căti aici. Ce-i mai trebuie și la aia? N-are treabă. Clodifer, haide că trebuie să mă baci pe măta în rochia asta roz, verde. Da. Fă, da, tu cum filmezi? Că tu, practic, ai aruncat camera pe păpuc și te uiți încolo. Deci faptul că ai zis că mă aud și din filmele mute, te-a scos, că credeam că nu prea ai umor, dar